Peste 200 de kilograme de plante furajere și mai multe bunuri au fost distruse ieri noapte într-un incendiu izbucnit la o anexă a unei gospodării din localitatea Poarta Sălașului. Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Polisuman județului Sălaj a fost solicitat să intervină ieri seară, în jurul orei 23, pentru a stinge un incendiu izbucnit la anexa unei gospodării din localitatea Poarta Sălajului. Cauza probabilă de incendiu a fost o scânteie de la un utilaj agricol. Au ars mai mulți baloți de plante furajere, aproximativ 200 kg de fân și bunurile materiale depozitate în anexă.